A doua zi dimineață, după ce mi-am urcat bagajele în mașină și am plătit hotelul, m-am dus din nou la capela Notre-Dame, care era acum pustie. Fecioara aștepta în umbră, calmă și nepieritoare. Era suverană, deținea puterea, dar încet, încet am simțit că legătura noastră se pierde, că se îndepărtează în spațiu și în secole, în vreme ce eu mă chirceam pe bancă, sprijit un puținat. După vreo jumătate de ceas, m-am ridicat în capul oaselor, complet părăsit de duh, reîntors în trupul meu hârbuit, perisabil, și-am coborât trist scările, îndreptându-mă spre parcare. Acesta este un pasaj pe care Michel Houellebecq îl consideră unul dintre pasajele cheie ale romanului Supunere, roman care a apărut la începutul lui ianuarie în Franța, în Germania și în Italia, în momentul de față adăugându-se încă 10 țări care l-au publicat, iar până la sfârșitul anului vă depăși 40 de țări. Este romanul cel mai discutat în Occident și sperăm că același lucru se va întâmpla și la noi. Are deja foarte multe articole publicate în presa culturală din ianuarie, februarie, martie și în prezent. I-am invitat pentru a vorbi despre acest roman, care e un adevărat fenomen editorial în lume, în momentul de față, pe trei jurnaliști de marcă. Domnul Sever Voinescu, domnul Radu Naum și scriitorul și, de ce nu, jurnalistul Radu Paraschivescu. Permiteți-mi ca, pentru început, să-i dau cuvântul domnului Sever Voinescu. Vă mulțumesc! Eu am acceptat să vin la această lansare pe loc dintr-un motiv foarte simplu. Eu sunt un mare fan Michel Houellebecq. Cred că, în general, fiecare epocă are mărturisitorii săi și mărturisitorii sunt întotdeauna scriitori. Eu cred că pentru epoca noastră acum, pentru spațiul nostru cultural, vorbesc de spațiul ăsta european, cred că doi sunt mărturisitorii care spun foarte bine și pentru generații de acum încolo ceea ce ni se întâmplă de fapt. Unul este Michel Houellebecq, celălalt este Ian McEwan. Michel Houellebecq are această calitate extraordinară de a scrie penetrant, proaspăt și îngrozitor de adevărat. Această carte, ultima lui carte, a apărut cu cântec, să zic așa. Ea a fost anunțată încă din decembrie anul trecut că va apărea în Franța pe 7 ianuarie 2015. Cu câteva zile înainte ea fusese deja piratată, fiind primul fenomen editorial de tipul ăsta, adică pentru prima oară o carte a fost piratată înainte să apară pe, în librării, ceea ce este pentru prima un fenomen în Franța, pentru că lucrul ăsta se întâmplă de ani de zile în America Latină, unde Dumnezeu să-l ierte, Gabriel García Márquez își lansa ultimile cărți cu poliția și le aducea cu mașina de valori, pentru că se piratau, adică se sustrăgea exemplarul și se pirata inclusiv pe drum de la tipografie la editură sau de la editura la librărie. Bun. Dar fenomenul în Franța e ceva mai nou, cei din America Latină sunt mai iuți de mână, ca să zic așa. Și acest roman este primul roman care deja pățește asta. E bine, pe 7 ianuarie când s-a anunțat lansarea acestui roman în librării, Houellebecq a luat-o de dimineață făcând turul posturilor de radio, interviuri, etc. Și la 11:30 s-a produs atentatul de la Charlie Hebdo. A fost o întâmplare, a fost o coincidență îngrozitoare, având în vedere subiectul romanului, evident, și având în vedere, să spun, pozițiile civice, dacă vreți, pe care le-a avut anterior Michel Houellebecq. El a oprit imediat promovarea pentru această carte,
Văd că Radu Paraschivescu are numărul acela din Charlie Hebdo în mână, așa că nu o să vă spun povestea, numărul o să spună el. Pentru că altă coincidență este că, într-adevăr, tocmai apărea pe piață un număr legat de, Michel Houellebecq. Însă, dincolo de tot acest cancan din jurul cărții, cartea v-a dat seama că a ajuns imediat bestseller. Am înțeles că în primele 5 zile au vândut în Franța 120.000 de exemplare, ceea ce este enorm, enorm chiar și pentru francez, pentru noi e de neimaginat. Adică aici, înțeleg, doamnă, că în România dacă vinzi 20-30.000 vreo 3 ani, e bine. Nu, nu, noi sperăm să vindem mult mai mult în primele 3 luni. Și eu sper să vindem mult mai mult în primele 3 luni, pentru că Michel Houellebecq merită. Bun, acum să spun și eu 2-3 lucruri despre carte, urmând ca apoi să-i ascult cu maxim interes pe colegii mei. Ideea prăbușirii civilizației occidentale, ideea căderii, ideea că suntem într-o epocă în care ne dizolvăm încet, încet, într-un final de decadență, dacă vreți, este o idee veche. Multă lume scrie despre ea, se scrie în toate stilurile, se fac și romane, se fac și filme, dar se scriu și cărți, așa zis, științifice, istorice, eseuri pe subiectul ăsta, în fine. Este într-un fel o carte despre asta, dar este o carte despre felul în care suntem tentați să ieșim din această, din această decadență. Este, de fapt, o carte despre ce însemna o refondare augustiniană a civilizației europene. Adică, la un moment dat, apare un suveran, un tip care întâmplător e musulman, care devine președintele Franței, care devine din ce în ce mai influent în Europa și încet, încet resetează regulile jocului. Repet, cheia acestui roman este chestia asta, se întâmplă încet, încet. Și toată lumea acceptă și nu acceptă în sensul orwellian al cuvântului, acceptă pentru că sunt umiliți, acceptă pentru că li se induce frică și acceptă pentru că descoperă pas cu pas că începe să le combină această nouă ordine care nu mai este ordine europeană, care nu mai este ordine creștină, ci este ordine de extracție musulmană. Dar, repet, un islamism foarte blând. Houellebecq spune că a citit cu mare atenție Coranul înainte de a scrie această carte și că a ajuns la concluzia că e foarte posibil ca noi, civilizația europeană, să nu o numim neapărat creștină, dar noi, civilizația europeană, să intrăm într-o negociere cu ceea ce propune Coranul. Plus că acolo sunt câteva lucruri extrem de atractive pentru tipul masculin din Europa de astăzi, ca de pildă poligamia. De altfel, ăsta este, dacă vreți, cârligul cu care islamul începe încet, încet să devină simpatic intelectualilor francezi și lui François, care este intelectualul, să spun, care este eroul principal acestei cărți, este că deodată descoperă că are dreptul, chiar așa se exprimă, am dreptul la mai multe neveste. Lucrul ăsta e regulă. Încet, încet, Sorbona se islamizează, profesorii care nu mai fac cursuri de legate direct de islam sunt încet, încet eliminați. Numai că nu se întâmplă nimic tragic. Nu vă gândiți că e ceva ca în anii 50 în România, când veneau dube și ridicau intelectuali de pe străzi. Nu! Profesorii care nu mai predau lucruri legate de islam primesc un fel de sume compensatorii ca să părăsească Sorbona enorme, îi se asigură o pensie colosală și oamenii sunt mai mult decât fericiți să părăsească Sorbona. Și încet, încet vin cei care încep să predea islam. Mai bine, cam așa arată, dacă vreți, ceea ce ne spune la nivel istoric Michel Houellebecq. Pentru că există, evident, și un nivel profund, un nivel intim, un nivel de dramă a unui intelectual care, ca mai toți intelectualii lui Michel Houellebecq, este și eleșuat într-un erotism dezordonat și în alcoolism. Romanul are foarte multe e foarte savuros, are foarte multe lucruri extrem de provocatoare, dar Michel Houellebecq este primul care spune că el nu e un provocator, deși toată lumea îi spune asta e eticheta care i s-a spus, e un provocator. Nu, și eu nu cred că el e un provocator, nu cred nici că e un profet. Acțiunea romanului se întâmplă în 2022 și lumea a spus asta e o profeție, se va întâmpla așa, mai ales că
Sunt multe personaje reale printre personajele politice din carte. El spune însă, nu e o profeție. Eu spun despre ce se întâmplă acum. Este, dacă vreți, o dare de seamă despre felul în care civilizația noastră alunecă încet, încet spre altceva. Și există multe, multe locuri în roman în care putem vedea deopotrivă măestria extraordinară acestui mare autor, pe care de altfel am avut și noi la București, la un târg de carte, cred că acum vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, 80 ani invitat. Deci, pe de o parte, măestria lui și, pe de altă parte, acest fel al lui foarte abrupt de a spune poveștile. De pildă, și cu asta închei, la un moment dat, eroul principal al cărții, după ce islamiștii câștigă puterea, pleacă din Paris, pentru că, în fine, încep acolo niște tulburări, și se duce ajunge până la urmă în Dordogne, într-o comună care se cheamă Martel, al cărei nume vine de la Carol Martel, și nu e întâmplător faptul că în acea comună el are o experiență, sau în jurul acelei comune, el are o experiență ratată cu creștinismul, cu regăsirea catolicismului. De ce? Pentru că Carol Martel, sunt convins că știți, nu fac decât să reamintesc, că în 732 la Poitiers este cel care a oprit invazia musulmană, care cucerise deja peninsula iberică, și el, într-o alianță franci-burgunzi, a reușit să oprească armatele conduse de guvernatorul de atunci al Andalusiei, armatele unui califat. Și cam toți istoricii sunt de acord că dacă la Poitiers, în 732, ar fi învins cealaltă tabără, astăzi, cartea de căpătăia noastră ar fi fost Coran. Și probabil că acum ne-am fi întâlnit în jurul unui autor care explica cam cum civilizația islamică s-ar descompune regăsind civilizația creștină, care ar fi fost o civilizație fără. Poate că istoria a fost cu totul altfel. În orice caz, nu e lipsit de semnificația asta. Și un ultim cuvânt, această carte m-a incitat și pe mine, repet, ca fan al lui vorbesc mult și strig din tribune și fac galerie din tribune pentru el. Poate că e bine la lansările de carte să nu mai chemați fane autorilor, ci oameni care sunt mai critici și care pun în tine așa bemoluri și care găsesc defecte, pentru că fanii sunt entuziaști și consumă timpul celorlalți. Bun. Deci încă un lucru foarte interesant în această carte este că la un moment dat eroul principal al cărții se reîntoarce, cum v-am spus, la Paris. Acolo are o discuție cu președintele universității, care este și el proaspăt islamizat și trăiește bucuria poligamiei extraordinar, și-a păstrat și soția cea veche, să spun, din vremea creștinismului, dar s-a căsătorit și cu o tânără de 17 ani, și acum totul e minunat pentru el, sau 15. Și interesant este că după această discuție, pare se că eroul nostru acceptă și el varianta de a deveni musulman și așa mai departe. Și există ultimele pagini ale cărții, în care de data asta, la modul optativ, e foarte interesant. Toată cartea e scrisă, cum scriu autorii în general, la persoana întâi, e scrisă la modul indicativ. Ultimile pagini sunt la modul optativ. Și spune, aș face nu știu ce, eu aș aștepta, eu aș trece la islam, ce viață aș avea mai multe soții, aș fi iubit, aș iubi, aș merita să fiu iubit, etc., etc., etc. Și cartea se încheie așa. Ce m-a frapat este că cei mai mulți dintre comentatorii cărții înțeleg de aici că el însuși, François, care evident e un tip vulnerabil și un tip care, să spun, imediat ce ar avea varianta poligamiei, ar accepta-o, e limpede din toată cartea, toată lumea a dedus de aici că da, așa se și întâmplă. François devine musulman, intră în serviciul Sorbonei islamizate și începe o nouă viață, așa cum tatălui la un moment dat începuse o nouă viață, fără nicio legătură cu cea de dinainte. Ei bine, nu e chiar așa. Suntem la mod optativ și rămâne să ne gândim noi înșine dacă lucrul ăsta se întâmplă sau nu. E o carte pasionantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Sever Voinescu! V-ați dat seama că această carte are multe niveluri de lectură. Și e foarte important, s-a comentat întotdeauna fabula politică.
este o carte a Crepusculului de o mare poezie. Houellebecq a debutat ca alt poet pentru al treilea volum, a luat premiul Tristan Tzara, iar la anul sper să vină să-și lanseze aici o amplă antologie din poezia lui, tradusă de același mare traducător care semnează și versiunea românească a romanului Supunere, Daniel Nicolescu. Permiteți-mi să-i dau acum cuvântul lui Radu Naum. Mulțumesc. Pentru mine nu există niciun Israel. Asta e un citat, evident. Și asta înseamnă că, așa cum spunea și Denisa Comănescu la început, poți să iei absolut orice pasaj în această carte și să te pierzi, să te scufunzi în el. Pentru că, cred că despre asta e vorba, despre emigrări și imigrări interioare și exterioare, în primul rând, și despre această alunecare, cu acest vacuum care te prinde și care te, realmente te suge, te trage în el pe măsură ce cartea înaintează. Ceea ce e foarte interesant, spunea și Sever, este că apar personaje reale, cu lucrări reale, care se potrivesc perfect acestei ficțiuni. Este un fel de, cum să spun, robot umanoid, până la urmă. Dacă e și o ficțiune, e și o construcție, dar este și o foarte mare doză de realitate și felul în care se îngemănează toate aceste lucruri te fac să crezi că este mai mult decât o ficțiune, evident, deși la capătul zilei e vorba despre așa ceva. Acum, un comentator sportiv de ce ar putea să spună mai mult decât începutul în capitol, că spune autorul, țările de alegeri la televizor sunt seamănă, sau pentru ele erau cel puțin la fel de pasionante sau pe acolo cu finale de Cupa Mondială de fotbal. Ori asta îți spune destul de multe lucruri, dincolo de simpatica găselniță pentru a face această alăturare. Dacă a ajuns, poate unul dintre cele mai importante momente ale democrației să fie comparat cu o finală de Cupa Mondială de fotbal, cred că e timpul să ne gândim un pic apropo de această reprezentare și ce mai simțim noi. Pentru că tot acest show pe care îl desfășoară foarte bine Houellebecq. Dar mi se pare extrem de important pasajul convertirii, să spunem, cu toate ghilimele. Pentru că un om părăsit de spirit, despre asta este vorba la un moment dat, alunecând, creindu-se spiritual și alunecând mai apoi în absența lui, ajunge să se respiritualizeze toate ghilimele mult mai ușor la o sticlă sau două de vin. La un moment dat el chiar se uită și vede că sticla e goală și că nimeni nu-i mai umple această sticlă de vin și din ce în ce mai convins că lucrurile pot fi bune, în momentul în care această conversiune vine cu ceea ce însemnau toate reperele lui de dinainte de a se reumple de spiritul pe care îl dă, evident, Ben Abbes și toată frăția musulmană care cuprinde Franța. Se pare important să vedem toate lucrurile, cum într-adevăr se așterne acest văr pe care îl vedești pe copertă asupra unei țări și care e extrem de material, inclusiv la nivelul de media. La un moment dat există tot felul de evenimente violente care nu mai apar în media, pur și simplu. Ți-ar părea absolut ciudat. Deci acestea sunt lucrurile la care media ar veni imediat, pe care le-ar reprezenta imediat. La un moment dat nu, el aude niște explozii pe stradă și nu vede, cred că nu s-a întâmplat mai nimic, de fapt. Ceea ce înseamnă că ușor, ușor toate aceste nebunii exprimate ajung să fie suburmate sau să fie sufocate de acest vol care se așterne peste Franța. Se pare minunat să citim această carte pentru că, de exemplu, eu mărturisesc toată umilința și, să spun, rușina, că n-am mai citit Houellebecq, nu sunt un mare fan ca lui Sever, n-am și minte cărți de altă. Dar dacă citești prima oară această carte, înțelegi foarte mult și încă o dată și fericit faptul că s-a putut aduce atât de repede după ce, și atât de bine, exact după ce a ieșit, pentru că nu se întâmplă. Și asta este de remarcat acest lucru de fiecare dată. Să fie traduse repede cărțile, pentru că asta este o carte în spiritul timpului. Și apropo de ceea ce poate să nască ea, spunea și Sever că la un moment dat, poți dezbate despre finalul acestei cărți. Exact asta făceau cei de la Charlie Hebdo în momentul în care au intrat frății Coașii. Dezbăteau despre acest roman. Prima pagină, despre această carte, prima pagină era evident cu Houellebecq și unii spune, o martoră care este iertată de unul dintre asasini, spunând că te rogi, inimaginabil cum se potrivește cu această carte, noi nu omorâm femeia, trebuie să te rogi, spune că exact asta face unii, luau partea lui Houellebecq, alții îl atacau. Exact asta vă îndemn să faceți și nu să o luați neapărat de gata, să vă lăsați cufundați în această carte, care mie mi se pare minunată. Mulțumesc! Și scriitorul Radu Paraschivescu.
Așa, eu trebuie să topesc mai multe lucruri din ceea ce s-a spus până acum și am să plec de la copertă. Într-adevăr, e o copertă sugestivă, o copertă care, după cum vedeți, într-un cer care nu mai e cer, negru, se află în vârful turnului Eiffel, ceva care știm foarte bine ce e și care a fost imitat după aia prin crearea croasantului. Așa încât putem să ne uităm la copertă și să spunem quel bien la scrie, pentru că un austriac a inventat croasantul. Și cu ocazia asta vreau să laud și eu traducerea. Daniel Nicolescu este un om spectaculos ca performanță și în limba franceză și în limba portugheză. Este un grafician foarte bun, mi-a făcut primele titluri la colecția de carte comică și acum face servicii de ambasadă culturală. O copertă bună, o traducere bună și o carte care, evident, te scoate din fotoliu, te scoate din reperele tale obișnuite. Și se vede și Radu a vorbit despre Charlie Hebdo, ce v-am arătat eu aici, este The Issue After. Este numărul de după atentat, exact la o săptămână după atentat. Numărul din 7, există o primă pagină cu Quellbeck caricaturizat la limita grotescului, în care titlul este Profețiile magului Quellbeck. Și primele profeții erau, în 2015 o să rămân fără dinți și în 2022 o să țin Ramadan. Charlie Hebdo era o revistă absolut liberă în care X critica ceea ce Y lăuda. Așa se face că, după ce tirul împotriva lui Quellbeck continuă, ajungându-se la profeții mimate, evident, din categoria, Quellbeck a spus că în 2077, în Republica Femen a Ucrainei, femeile vor purta penisul bărbaților în bandulier. Și așa mai departe. E bine, câteva pagini mai încolo, Bernard Marie, care este prieten al lui Quellbeck, laudă carte. Bernard Marie este asasinat în aceea zi în care apare numărul din 7, numărul Quellbeck. Iar Quellbeck, într-o emisiune înregistrată, face ceea ce multă lume n-ar fi crezut că poate. Izbucnește în plâns la secunda 44 a unui interviu. Interviu există pe YouTube. Tot ca, știu eu, geografie proprie și figurată acestei cărți, atrag atenția asupra locului în care se desfășoară acțiunea, bună parte a ei. Există geografia pariziană, cu o acțiune cantonată în arondismentul 5, nu întâmplător. Acolo nu e numai Panteon. Acolo este Marea Moschee din Paris. Unii cititori, frages, cred că Marea Moschee este o invenție. Nu. Alții cred că este, de fapt, Notre-Dame cu un lifting islamic. Nu. Există Marea Moschee, construită în 1922, în memoria tiraierilor morți în asaltul de la Verdun. Și are aproape 100 de ani. Este o clădire enormă. Dar tot acolo există centrul Institutul Lumii Arabe. Și tot acolo există la Maison de la Mutualité și tot acolo există majoritatea instituțiilor de învățământ liceal și superior. Pentru că miza în cartea lui Quellbeck este educația, nu economia, nu finanțele, ci educația care se ducă la o politică familială de tipul acomodării cu preceptele islamului. Deci asta este legenda, cred, legenda geografică a Parisului, legenda geografică a Franței. Îl propulsează pe François, povestitorul personaj, undeva în vest, în Aquitaine, o zonă absolut senzațională, o zonă fără intarsii islamice deocamdată sau cu foarte puține, o zonă în care există două dintre reperele pelerinajului catolic. Este vorba de Ligugé, abația unde François ajunge și are acea ceartă cu catolicismul, și mai ales Rocamadour, un punct esențial de pelerinaj, unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, întâmplător, un loc absolut fenomenal, merită văzut, de unde era și citat. Deci cam asta este geografia cărții. Acum, sigur, restul ține de geografia interioară, ține de opțiune. Ce faci? Accepți, adică te supui, supunerea este învăluită în blândețe în context islamic. Ea este descrisă de punctul absolut al fericirii. Ăla este, nu alt, nu orgasm, nu whisky, nu plimbarea pe subtei, nu, supunerea. Ne ducem la dicționar și ce aflăm? Că supunerea înseamnă îmblânzire, înseamnă subjugare, înseamnă supunere cu arme. Sau cucerire cu arme. Deci e un ecart imens între definiția de dicționar și seria sinonimică și ceea ce ne învață Coranul sau ceea ce ne învață personajele din cartea lui Quellbeck. Ce faci? Accepți? Poți să accepți.
Dacă ești decan, accepți și te îngrași financiar și ajungi ministru și ajungi șeful diplomației, cum ajunge domnul Rădige, pe aici din cap. Ai comoditatea. Ți se asigură nevestă. Da? Din fondul de soții, din fondul matrimonial, ți se asigură după caz 2, 3 sau 4. Cum spunea și Sever, există un personaj căruia i s-a păstrat soția de cratiță și s-a adăugat soția de așternut. Una e de 40 ceva de ani și face ciorpe bune, aia la altă face altceva, la fel de bine. Poți opta, poți să te duci în lumea asta, poți să refuzi milfeu și să alegi baclavaua, nu e o dramă. Drama este în momentul când nu mai ai opțiuni. Și cartea asta, care evident este fals profetică, vorbește despre puterea noastră de a opta. Despre puterea noastră de a ne găsi totuși jaloane într-o lume care se relativizează din ce în ce mai mult, din ce în ce mai apăsat. E o carte despre care se poate vorbi, cum a spus și Sever, la nesfârșit. Și nu trebuie neapărat să fii fanul lui Welbeck. Cred că poți să fii un simplu cititor care știe ce se petrece în jurul lui, care știe să topească planurile, așa cum o face Welbeck în carte. Unde François este, să zicem, un personaj imaginat, dar Christophe Barbier, cu celebra lui Eșarfă Roșie, putrerând din studio în studio, este un personaj cât se poate de real și cât se poate de hipnotizat și el în carte de această ascensiune calmă și de acest asediu blând asupra valorilor creștine. Gata, mulțumesc! Mulțumesc, Radu Paraschivescu, un roman care poate fi citit ca roman vizionar. Și aici Welbeck a dat un interviu care a rămas antologic în Paris Review, în care spune că am procedat la o accelerare a istoriei. Am condensat o cale posibilă. Nu am vrut altceva, n-am vrut să epatez, n-am vrut să enervez, ci pur și simplu mi-am imaginat că în starea actuală a lucrurilor din Occident se poate întâmpla așa ceva. Este un roman distopic în sensul lui Orwell și al lui Huxley, mai degrabă al lui Huxley cu minunata lume nouă, cu instaurarea pacifistă și treptată a islamismului. Dar tot în sensul lor, și asta am pus citatul pe coperta a patra din Emmanuel Carrère, în sensul că aceștia nu au dat niște romane în care chiar așa s-a întâmplat, ci niște romane care luau pulsul prezentului. Și asta face Welbeck și în felul acesta se înrudește cu el. De fapt, Welbeck aici spune că s-a terminat cu epoca laicizată. S-a terminat cu ceea ce ne-a lăsat epoca luminilor. Într-un fel, un fel de terminare a democrației. Pentru că, spune el, acum, în secolul 21, în plină postmodernitate, avem nevoie de religios. Omul obișnuit are nevoie de religios și nu numai de religios, dar de o religie monoteistă. Și aici încep căile care se bifurcă. Dincolo de asta, este un mare roman realizat literar, impecabil, probabil că de la particolele elementare, așa cum a spus Alain Finkielkraut, nu a mai scris un roman de o asemenea forță. Personajul François, acest profesor universitar, în stilul personajelor lui Welbeck, omul fără însușiri actual, care privește tot timpul nici de la dreapta, nici de la stânga, ci de undeva neutru din exterior și care este dezabuzat, fumează imens, bea și este celibatar, din când în când bucurându-se de carne, de orgii sexuale, fiind singurele care, de fapt, îl ajută să treacă peste decrepitudinea din ce mai în ce mai accentuată a trupului. Iar acest personaj este tot timpul pus în paralel cu un mare scriitor de la sfârșitul secolului al XIX-lea și în felul ăsta revizita marea literatură franceză de la sfârșitul secolului XIX, este vorba despre Huysmans și nu cu romanul lui binecunoscut în răspăr al decadentismului, ci
cu romanele la Ba și celelalte trilogia care au dus la convertirea lui. Iar François vizitează stațiile prin care a trecut Wilsmans ca să ajungă să se convertească. Și sunt niște epifanii extraordinare în acest roman, care are o foarte mare poezie a tristeții. Un mare roman, mă bucur că Michel Houellebecq, după un roman căldicel care a fost Harta și teritoriu, iată, ne dă un mare roman, care este într-un fel și un diagnostic al societății occidentale din momentul de față.